Fostul președinte Igor Dodon a fost citat astăzi la procuratură pentru audiere în dosarul Energocom, deschis acum 13 ani. Fostul șef al statului respinge acuzațiile, dar spune că va colabora cu ancheta. În același timp, Igor Dodon crede că redeschiderea acestui dosar este o tentativă a guvernării de a sustrage atenția de la problemele grave cu care se confruntă societatea. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii Generale, Igor Dodon are calitatea de bănuit într-un dosar de depășire a atribuțiilor de serviciu în perioada anilor 2008-2009, când ocupa funcția de ministru al Economiei și Comerțului. Pentru mine straniu, deci e un dosar de 13 ani în urmă, cum și-au adus aminte, dar asta deja este decizia procurorilor. Eu am decis să vin, să discut. Am discutat cu procurorul pe caz, mi-a prezentat o parte din cauzele acestui dosar. Dosarul ține de achiziționarea energiei electrice din Ucraina, îndată după ce Ministerul Energeticii a fost desființat, iar atribuțiile au fost preluate de Ministerul Economiei, la conducerea căruia tocmai venise Igor Dodon. Fostul șef al statului susține că a negociat atunci cu Kievul un preț mai mic de achiziție a energiei electrice. Procuratura declară că prin acest contract ar fi fost delapidate fonduri publice. Am spus că sunt gata să colaborez cu cei care fac această anchetă, pe orice domeniu, care doresc, poftim, sunt gata să vin, să discutăm, să explicăm, pentru că nu avem nicio vină în acest dosar. Mi-au spus că sunt bănuit, nu bănuit, pentru că toate persoanele care sunt implicate în acest domeniu sunt bănuite. De aceea vom colabora și vom vedea. În această ordine de idei, Igor Dodon a accentuat că anii trecuți au mai fost tentative de a-l face învinuit pe acest dosar, însă nu a existat temei. Din aceste considerente, fostul șef al statului crede că subiectul a fost reluat pentru a sustrage atenția societății de la problemele grave cu care se confruntă țara. Încearcă să acopere nemulțumirea societății legată de creșterea prețurilor. Este o nemulțumire majoră în societate pe domeniul social-economic. Eu înțeleg ce e la guvernare, dar nu o să le ajute lucrul ăsta. Nu o să le ajute pentru că oamenii sunt nemulțumiți, noi plătim cele mai mari tarife la gaz din regiune și aceasta este vina celor de la guvernare. De menționat că persoana bănuită sau acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.